Pasiunea pentru cai se naște odată ce cunoști mai bine aceste animale și cea mai rapidă cale prin care le poți cunoaște este aceea de a studia puțin din ceea ce ai putea face împreună cu calul tău ca o adevărată echipă. Administratorul bazei hipice din Piatra Neamț, Costache Lupu, spune că limbajul exprimat prin gesturi și mișcări ale corpului este esențial pentru ca aceste animale să exprime la rândul lor un comportament afectiv de acceptare reciprocă. La noi este implicat și calul și omul, deci sunt două ființe care dacă nu se armonizează perfect, nu pot să ajungă la performanță. Bine, dincolo la Formula 1 e vorba de mașină. E mai ușor de condus decât un animal. Acolo nu se creează o legătură sentimentală între cele două, între cei doi parteneri, mașina și omul. Aici, fiind două ființe, trebuie să creeze o adevărată osmoză, o legătură sufletească între cele două ființe, calul și omul. Robert Jugănaru este de meserie ofițer de jandarmi, însă a descoperit pasiunea lui pentru echitație încă de la vârsta de 6 ani. Tânărul ne demonstrează că dacă înțelegem psihologia și caracterul unui cal, putem face un prim pas pentru a crea o relație bazată pe încredere și respect, fără ca nici măcar un sunet să fie rostit. Și caii ca și oamenii au fiecare o personalitate. Unii cai sunt mai blânzi, alți cai sunt mai agresivi, alții sunt mai încăpăținați, dar întotdeauna se creează o conexiune între om și între cal. Cred că se poate spune așa. Vă spun sincer, este o senzație unică să fii aici unde mă aflu și eu. Vă invit și pe voi aici la baza hipică, cu siguranță cei de aici, atât instructorul cât și animăluțele acestea sensibile și frumoase, vor avea grijă să vă reîntoarceți. Vă pup cu drag! Un material despre viața impresionantă, dar și despre această pasiune a lui Robert Jugănaru, precum și povestea cailor de la baza hipică Piatra Neamț, le veți putea urmări sâmbătă 4 aprilie în cadrul emisiunii Mondenități cu Andreea.